Mă urmărești bretonatul ăsta. Vrea să mă ataci. Bună dimineața! În această zi frumoasă de toamnă am decis să mergem pe aici, pe dealurile din jurul Buzăului. Și mai precis am ajuns pe dealul Runcosului, acel deal despre care am aflat când am fost la Muzeul Formelor și tot acolo am aflat că aici ar mai fi niște trovanți. Am venit să-i căutăm și să-i vedem, așa că i-am căutat și am găsit câțiva, probabil că mai sunt, dar acoperiți de vegetație. Trovanții de la Ulmeț ar avea nota maximă din punctul acesta de vedere, tocmai pentru că pot fi văzuți în toată splendoarea lor. Aceștia sunt acoperiți în mare parte de vegetație și sunt înfipți în acest deal. Dacă urcăm înapoi pe deal, putem ajunge la lacul Odăile, următorul obiectiv pe care dorim să vi-l arătăm. Numai că deja este târziu, este aproape ora 1 și jumătate, cred. Așa că o să mergem pe o scurtătură și de la lacul Odăile sperăm noi, dacă mai avem timp, să vă arătăm și două dintre cătunele de dincolo de lac. Odăile, o comună cu sate risipite peste dealuri. Se spune că satul Odăile se numea cândva Mănăstirea. Păstoritul a fost întotdeauna principala activitate în zonă. Iarna, oamenii construiau odăi pentru animale, fapt care îi scutea de la a parcurge distanțe mari. Astfel, odăile ajunseseră să servească drept locuințe pe perioada coasei sau pe vreme rea. Cu timpul, acestea au devenit locuințe permanente. Așa s-a născut satul Odăile. Cât despre lacul cu același nume, acesta a fost precizat documentar încă din secolul XV. Un lucru ciudat despre el este faptul că, deși este format pe un masiv de sare, este un lac cu apă dulce. Acesta este lacul Odăile, cel din fața noastră. Drumul până aici este asfaltat, nesperat de bun. Cu siguranță, dacă veți tasta pe Google Maps lacul Odăile sau pe orice altă aplicație care folosește GPS-ul, o să vă îndrume direct aici. Încă o dată, drumul este foarte bun, așa că veniți cu încredere, aveți și spațiu de picnic, unde vă puteți petrece o după-amiază foarte frumoasă. Ai mai ții de așa ceva? Mamaia. Ai, tata. Umilu. Așa, tata. Japoneaza mică. Am trecut de cătunul capul satului. Majoritatea gospodăriilor sunt lăsate de izbeliște, din păcate. Niște minunății de case, chiar dacă au trecut foarte mulți ani peste ele, încă își păstrează farmecul. Un drum foarte frumos, o potecă așa printre case și mai ales acum când a picat frunza, este așa ceva boem. Chiar plăcut pentru o plimbare de după amiază. Aceste sate nu apar pe nicăieri, adică nu o să le vedeți promovate de cineva, din păcate. Dar iată, având în vedere că există o adevărată mișcare de la oraș la sate, este o idee destul de bună pentru o casă de vacanță sau, de ce nu, pentru o locuință permanentă. Am avut tot timpul aici semnal, toate liniuțele full la semnal, deci este o locație de luat în seamă chiar pentru cineva care vrea să se retragă din tumultul orașelor. Aici veniți dimineața și când se lasă seara o să retrageți. Da, dar ce? Au fost atacați pe aici? Da. Localnici? Sunt și din aia urmiții... Șacali? Șacali. A, șacali, da. Da, cine ar fi crezut că pe aici sunt urși în partea asta? Sunt multe, trebuie curăța. Da. Nu mai are cine să mai curățe.
pentru că oamenii au murit. Da. Și au rămas casele goale, ce vedeți în Africa acolo. Păi de-aia ne și uitam că au rămas așa pustii. Da, e o pustietate. Eu nici nu pot să mă duc dincolo pentru că mi-e frică. Eu am văzut ursul care s-a urcat în copac într-un, s-a dat jos, deci a mâncat acolo. Și după aia s-a ridicat în două picioare și am mâncat prune. Deci nu vreau să vă... Da, mulțumim oricum, bine că ne-ați făcut atenție. Să vă fac atenție. Da. Bine, că dacă faci în stânga o să-l plecăm, mai ne dăm mai repede la viteză și ne ducem înapoi spre Odăile. Da, acolo e mai sigur la șosea. Da, acolo da. Șosea și casă, acolo e mai bine. Da, bine, mulțumim. Cum mă lăsăm? Sunteți pe aici? Da, am vorbit cu domnul. Mai apa, nu? Și chiar atacă cu săbălinul? Da. Nu, ai un băiat a avut niște mii, i-am luat capul. Și ar prin ei? Da. Să rămâna. În plină seara, nu? Da. Seara este. Nu, e rău. Am văzut mai... Sunt trei case, aceea la noi, în casă, aceea sunt trei case. Sunt eu, mama lui părinte. Mai au casul lui băiatul ăla, ceva. Da, noi venim la Odăile așa, pe gros, și facem cum mai trebuie în chimera acolo mea. Am văzut că erau și mai fiți fără suficat. Nu, e rău. Tocmai am ieșit din cătunul Posobești, un cătun cu o mână de oameni care încă mai locuiesc acolo. După cum ați auzit, se pare că animalele sălbatice sunt la ele acasă, este și normal. Practic, natura își urmează cursul, dat fiind că satele nu sunt locuite. Deci, dacă veniți aici și dacă ați locui aici, vă asumați, ca să zic așa, riscul, deși cred că beneficiile întrec orice risc, pentru că aici este așa o liniște și atâta frumusețe încât chiar nu te mai interesează că urși mișină pe lângă tine. Îți dai seama că urșii la ei la casă acolo? Cred că nu și-a mai făcut burloc, stă într-o casă de ea părăsită. Dacă te prinde noaptea pe aici și vrei să te baci într-o casă de ea, vezi, doamne, de adăpost de ceva. Dai de el? Intre acolo, dai de el, am învelit. La până pe el, căciulița. Cu felinarul. Ba, ce-i cu tine pe aici? Stai, trăceam. Adică toate casele de-a părăsite să fie cu urși în ele? Posibil. La ce să-ți mai faci bârloc când dai acolo? Opriți cu o... în adăpost? Pruni, pom fructifer. Ai văzut. Am ajuns în cătunul Piatra Albă. De fapt, aici pare a fi sat, pare a fi locuit. Au chiar și asfalt. Și am dat chiar și de doi copii jucându-se afară. Și am mai avea cam vreo 3 km până în punctul din care am plecat. Zic că asta a fost un circuit. Aceasta a fost plimbarea pe plaiurile buzoiene. V-am arătat câteva dintre satele mai puțin știute de la noi, de la Buzău. Așadar, dacă doriți o plimbare relaxantă, nouă ne-a luat aproximativ 3 ore, puteți veni aici în zonă. Am pornit de la lacul Odăile, am fost în satele Posobești, Piatra Albă și Capul Satului, o minunăție de locuri sălbatice și în același timp cu farmecul lor. Vă așteptăm și data viitoare cu un alt video de pe plaiuri locale sau din țară. Pe curând!